Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Iată-ne din nou în studioul Capital TV, televiziunea pe bune, evident pentru dumneavoastră, emisiunea de promovare electorală. În acest moment, în studioul Capital TV, am ca invitație doi domni, respectiv domnul Radu Buda, e candidat PSD pentru Consiliul Local Municipiul Hunedoara, și domnul Horia Gherghina, candidat PSD tot pentru Consiliul Local al Municipiului Hunedoara. Bună ziua, domnilor, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua, mulțumim de invitație. Cu drag. Poate observați în tonul vocii mele că eu un pic mai entuziasmat. Asta din două motive. Unul, că pe domnul Radu Buda îl cunosc foarte bine și nu mă feresc să spun, chiar îl apreciez foarte tare, din postura sa de manager al Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara. Iar pe domnul Horia Gherghina am avut plăcerea să-l cunosc astăzi, nu l-am cunoscut până acum și ar trebui să fie rușine pentru lucrul ăsta, pentru că un astfel de personaj, din punctul meu de vedere, pentru că domnul Horia Gherghina, pe lângă faptul că este o persoană, zic eu că este și un personaj, ar fi trebuit cunoscut cel puțin de către un ziarist cu pretențiile mele până acum, dar lucrurile nu sunt pierdute. Întotdeauna există timp. Emisiunea de promovare electorală, așadar, doi domni foarte interesanți, și o să vedeți de ce spun lucrul ăsta, candidează pentru funcția de consilier local la municipiul Hunedoara sau al municipiului Hunedoara. Tema emisiunii PSD Hunedoara are valoare. Dacă stau bine să mă gândesc, cu dumneavoastră, domnilor, cu primarul Bobuțanu și probabil și cu alți colegi de-ai noastră, PSD Hunedoara chiar are valoare. Mulțumim! Vă mulțumim frumos! Și vă asigurăm că așa este. Vom garanta că are valoare și va avea valoare și peste 4 ani și în perioada asta. Dar de ce vreți dumneavoastră să fiți consilieri locali? De ce candidați pentru funcția de consilier local? Adică domnul Gherghina e un artist, printre altele, că pot să spui multe lucruri despre domnul Gherghina, dar cred că cel mai important e că e un artist, nu? Iar da. Domnul Radu Budaie e un manager, zic eu, de succes. Și nu vă periesc, că toată lumea mă știe pe mine, adică chiar nu fac chestia asta. Dar nu pot să zic că e albă dacă e neagră și nici că e neagră dacă e albă. Toată lumea știe felul în care este manageriat Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara, cum era înainte, cum e acum, cum s-a descurcat spitalul în situația de pandemie, ce se întâmplă acolo, medici și toate alea, și toate astea, bineînțeles, sub managementul domnului Budaie. Iar noastră, acum, colac peste pupoză, mai vreți să candidați și la funcția de consilier local. Da, ați spus foarte bine, dar eu conduc un spital de aproape 4 ani de zile. Și aici o să fac o paranteză. Duminica trecută la o biserică a fost un lucru care pe mine m-a marcat. Povesteam cu un preot și îmi spunea, să știi că au fost mulți manageri la Spitalul Hunedoara în decursul istoriei. Mulți. Și îmi spunea, oare ce noroc ai avut, în ghilimele, sau ce misiune ai avut să fii tu managerul spitalului în pandemia care ne-a lovit. Nu știu. După, a fost așa o întrebare la care de atunci mă tot gândesc. A fost o paranteză. Eu, cel puțin că vorbesc în numele meu, înainte de a fi managerul spitalului, sunt membru PSD, sunt în echipa primarului Dan Bobouțanu și iată, se apropie alegerile, mai sunt mai puțin mult de o săptămână, 9 zile până la alegeri, și cel mai important în momentul de față este să adunăm toate energiile, să adunăm toate forțele pentru ca primarul în funcție, Dan Bobouțanu, actual candidat pentru nou mandat, și echipa dânsului de consilieri locali, pe care ne numărăm și noi doi, să câștige primăria Hunedoara și un număr confortabil de consilieri. Asta pentru a duce mai departe proiectele și lucrurile bune care s-au întâmplat în perioada 2016-2020 în orașul nostru. După ce trec alegerile, o să vedem cum evoluează, cel puțin eu vorbesc, o să văd cum vor evolua lucrurile pe mai departe. Dar în momentul de față, challenge-ul este câștigarea alegerilor în municipiul Hunedoara, să câștigăm confortabil postul de primar și să avem un număr de consilieri
care să ne permite să validăm proiectele care vor veni în perioada următoare. Mi-ați adus aici, ce e normal să ne aduceți, pe lângă broșura cu consilierii locali, adică cu echipa, de fapt, pentru că asta reprezintă toată echipa noastră. Domnule, mi-ați adus un almanah. Ce mi-ați adus aici? Că nu înțeleg ce este almanah, ce... O iau și pe urmele lui Vanghelia, almanahele astea. Ce să fac cu ele? Să știți, să știți glumind... Vă rog, puteți interveni oricând unul peste celălalt. Spunând adevărul printr-o glumă, perioada care a trecut, am făcut toată echipa PSD, am făcut campanie în oraș și cam ăsta era, într-adevăr, ne întrebau cetățenii, e almanah, e așa gros. Serios? Da, foarte multă lume ne întreba zâmbind. Că mie acum mi-a venit. Și, dar asta, să știți că era un live motiv, să spun așa, în toată campania. Răspunsul este simplu. Multe proiecte finalizate, multe proiecte deja finanțate care urmează să fie realizate în perioada următoare. Asta este. Nu încăpeau într-un simplu flyer sau broșură de campanie. Vă sucrează, domnule, avem și flyere, mai subțirele așa. Da, care, păi, da? Am văzut. Dar nu vă place cu lucruri subțire așa, dumneavoastră, numai cu chestii astea așa mai mari. Păi, la oameni serioși trebuie să avem și o publicitate serioasă, așa zic. Păi, văd că cărțulia asta, pot să o păstrez, nu? Da, cum da. Cărțulia asta are 120 de pagini, domnule. Da. Dacă 120 de pagini și am răsfoit-o, nu pot să o arăt la cameră, dar o să... Cu siguranță hunedorenii, cei din municipiul Hunedoara o cunosc. Asta reprezintă 4 ani de mandat? Da, și o să vedeți că este splitată pe multe domenii. Începând de la educație, sănătate, infrastructură. Și artă, avem și artă. Sport. Și avem castelul, avem turismul, avem tot ce poate să... Totul normal că pleacă de la niște planuri, planurile creează proiectele și proiectele după aceea trebuie să fie puse în practică. Și hunedorii au văzut, adică trebuie să fii orb să nu vezi când Hunedoara s-a mișcat foarte mult în acești patru. Păi și atunci contracandidații noastre sunt orbi? E problema lor. Există trei tipuri de candidați acum. Există candidați care nu au mai făcut niciodată administrație și care, normal, încearcă. Există candidați... Ce se încearcă acolo la Hunedoara, uneori mă doare mintea pe cuvânt. Da. Există candidați, de exemplu, care sunt în administrație, cum este actualul candidat, domnul Dan Bobăuțanu, și există candidați care au mai fost în sfârșit în administrație și vor să facă. Numai că noi ne vom întâlni într-o zi frumoasă, o să vedeți, 27, o zi frumoasă, m-am uitat pe meteo, da, soare. Ce zice? Soare? Da, soare. Uh-huh. Mai cad niște frunze galbene pe la școli, acolo unde sunt majoritatea punctelor de vot. Și lumea se va duce și va gândi. Normal că sunt câțiva care vor vota ce au în cap. Dar dacă ești logic, dacă ești un tip care gândești, dacă ești un tip care nu trebuie să empatizezi cu noi, fie o formație politică sau cu un personaj anume dintre noi, dar dacă ne și cântărești între timp, oare ce-a făcut acest om o viață întreagă? Că eu am ce să povestesc, pot să scriu chiar și o carte. Ce-a făcut domnul manager? Se poate discuta. Este imposibil. Eu nu pot să spun că trece într-o graniță alegătorul o graniță care poate să fie un grad de inteligență. Nu. Dar un om normal votează această echipă. Și o votează această echipă pentru că are... Fac o paranteză. Ne-am implicat mult în pietonală și un amic de-al meu, care nu l-am văzut de nu știu câți ani, zice, bă, mulțumesc domnului primar că avem pietonala. Mi-am întâlnit un prieten care nu l-am văzut de 29 de ani. Aici ne întâlnim toți pe pietonală. E fântână, e pietonală, mai trebuie prelucrat un pic blocul, dar terasele alea se umple și lumea acolo își vehiculează amintirile, poveștile. Socializează. Au fost și cârcotași, că de ce dăm pomii jos? O, cum au umbră, pomii toți s-au prins. Am tăiat 32. Poftim? Pomii cresc? Da, am tăiat 32, am pus 94. Am înțeles. Deci, domnul Budaj, și domnul primar, iertați-mă că vă spun, domnul primar, zinei de două ori au fost acolo.
alți primari eu nu i-am văzut pe șantier. Și eu pentru asta sunt în echipă, că eu am ce face la viața mea. Dar omul ăsta merită să fiu în echipă cu el. Și merită nu atât pentru el, cât pentru mine. Deci, omul ăsta, domnul Dan Bobăuțan, și cu candidații și cu consiliu, fac biografia Hunedoare. Domnul Adi, a face biografia unui om e o chestie personală, de familie, de învățător, de profesor, de familie, de bunică, dacă îi dă bani de școală sau nu. Dar când faci biografia unui oraș, trebuie să pui oameni competenți, oameni puternici, care știu să scrie biografia unui oraș și Hunedoara își scrie acum biografia. Deci, stimați alegători. Nu numai biografia, scrie și viitorul. Dacă și păi asta este biografia, că citim biografia. Da. De-aia vă zic, în 27 va fi o vreme superbă și mergeți la vot. Și votați rațional. Atâta, rog. Și dacă votează, vă rog, domnule, dar oricând da, aș vrea, da, da. Aș vrea să remarcați ceva. Era o, așa, o paranteză. Nu o să ne auziți niciodată, nici pe mine, nici pe colegii mei de pe lista de Consiliu Local, nici pe candidatul nostru la funcția de primar, actualul primar în funcție, făcând politică, atacând pe alții. Da, păi nu v-am auzit. Niciodată. Ceea ce am apreciat. Noi suntem supuși la tot felul de atacuri, jigniri, dar nu o să ne auziți niciodată pe noi jignind un contracandidat. Da, păi aveți un polițică pe acolo care face pe victima, mai aveți pe... altul care plânge pe nu știu unde... Pe, unii ducem la spital. Vorbeam cu domnul primar zilele trecute și... uneori atacurile sunt... Este chiar alegerea fiecăruia modul de a face campanie. Vorbeam cu domnul primar zilele trecute și chiar ne reproșam, pot să-i spun așa unul altuia, că în perioada asta de campanie am făcut cam puțină campanie, dar domnul primar a avut de făcut administrație, eu am avut de condus un spital într-o perioadă grea, un spital care, într-adevăr, așa cum spuneați, a stat în picioare. Aici este, într-adevăr, meritul echipei medicale, în primul rând. Noi credem că, pentru noi vorbesc faptele, ce am făcut în ultimii 4 ani, cetățenii Hunedoarei sunt convins că apreciază și că vor alege continuitatea. Însă, așa cum vă spuneam la început, nu o să ne auziți niciodată pe noi, colegii din echipa de Consiliu Local, candidatul nostru la funcția de primar, nu o să ne auziți niciodată făcând campanie, atacând sau jignind contra candidat sau alte echipe. Ăsta este modul nostru de a înțelege politica la PSD Hunedoara, municipiul Hunedoara mă refer, în mod elegant, în mod constructiv și de la care nu o să ne dezicem niciodată. Haideți să vă spun ceva ce nici dumneavoastră nu știați. În ultimii ani, mai precis în ultimii 6 ani, cred că, la anumită perioadă de timp eram nevoit să petrec vreo 3 zile pe săptămână în Hunedoara, dar nu întregi, după amiezele vreo 3 ore. Asta înseamnă că treceam zilnic prin municipiu, fiul meu practica un anumit sport, eu trebuia să-l las și, mă rog, 3 ore să pierd și o vreme, după care să-l iau și să mergem acasă. Ulterior mai trebuia să mai vin. Cert e că în ultimii ani de zile, așa cum am mai spus, cel puțin 3 zile pe săptămână, vreo 9 ore, le petreceam în municipiul Hunedoara. Nu pot să nu remarc, în ultimii ani de zile, dacă am spus în ultimii 6, în primii 2 din ăștia 6 ani n-am văzut nimic. Dar în ultimii 4 ani nu pot să spun că de la zi la zi, că aș minți și aș ceea ce nu stă în caracter. Dar vedeam schimbări de la o lună la alta în ceea ce privește municipiul Hunedoara. În 2018 am venit special în municipiul Hunedoara ca să-mi fac poze cu luminițele din oraș, iar municipiul Hunedoara era la vremea respectivă cotat ca unul dintre cele mai frumoase municipii din țară, cu decorațiuni de sărbători. Da. M-am întrebat atunci de ce în municipiul Hunedoara se poate, iar în 2018, nu știu, Deva cred că avea 3 luminițe, dar nu, asta contează, sau alte orașe, 3 luminițe și 4 becuri pe undeva. Sunt mulți oameni care vin în Hunedoara acum pentru pietonală, pentru castel, pentru grădina zoologică, pentru tot felul de lucruri de genul acesta. Am punctele de atracție. Asta sunt. Pentru că Hunedoara încet, încet
Să știți că nu mai poate să facă industrie, nu mai putem să ne lăudăm, vă spun așa, ca o cifră estimativă, undeva la vreo 31-32.000 de oameni lucrau fie în combinații, CSH sau mină. La ora actuală, Hunedoara este un oraș cu un dolce far niente, ca să spun așa. Mm. Și încet, încet se va transforma într-un oraș turistic cu aer foarte curat. Eu stau într-o zonă foarte curată, cu un aer curat. Seara ies pe terasa mea și admir chiar. Unde? Eu stau pe Chizit. Pe Chizit, da. Pe Chizit. Sunteți pădurean cumva? Nu, nu. Ah. Pădurean. Eu sunt din Făgețean, să zic așa, și am venit... Nu știu că mulți pădureani s-au tras pe zona aia de la Chizit. Nu, nu. Asta îmi povestea. Mi-a plăcut cumva zona. Mi-a plăcut zona foarte mult. Și mă uit, termin orele, pentru că eu pregătesc și copii pentru facultăți, îmi pleacă copii în toată lumea, îi pregătesc pentru arte plastice, pentru arhitectură. Am unul din elevi care este designerul de la Antold, am o elevă care a fost șefa de promoție la arhitectură din Londra și s-a băut Codnari atunci, în cinstea ei. Am un băiat care e designer în Yellowknife, în Canada, băiat care în Abu Dhabi face proiecte pentru baruri și astea, deci i-am pregătit pentru design, și design vestimentar și mai departe. Și seara îmi pleacă copiii și după aceea ies și eu pe terasă să mă odihnesc și trăim într-un oraș frumos. Țelul nostru mare este să transformăm acest oraș care are centrul de atracție castelul, clar. La castel s-a făcut film, la castel aici învăța istorie. Castelul are un istoric care trebuie scos în valoare. Pe lângă castel încep să se dezvolte restaurantele mici sau mai mari, n-are importanță, dar oamenii își dezvoltă o mică afacere de pensiune. Orașul ăsta, deci eu sper să mă ocup un pic și de artă și de partea de cultură, pentru că orașul ăsta a avut fanfară. Orașul ăsta are acum dansuri populare de mare valoare și de excepție, are muzică populară, are o galerie de artă, are artiști plastici. Și atunci încerc să motivăm. Castelul va încununa niște proiecte, acolo se va face un sat țărănesc cu case autentice, cu o biserică, schimbăm intrarea. Aș vrea ca turistul să nu stea în programul lor două ore în Hunedoara, să stea mai mult, să-l ducem și acolo, sau el singur să se ducă, să fie interesat, să vadă. Da? Și dacă spuneați că vă place ce s-a întâmplat în ultimii ani în Hunedoara, aș vrea doar să faceți un exercițiu de imaginație pentru perioada următoare. Zona pietonală care este făcută și tot ce s-a întâmplat până acum în municipiul Hunedoara, multiplicați-o cu 10 și o să vedeți ce va fi, sau imaginați-vă ce va fi peste 4 ani de zile. Și aici noi, echipa construită în jurul primarului în funcție, nu vorbim despre idei în momentul de față, vorbim despre proiecte finanțate. Este zona castelului, străzile din jurul care duc spre castel, este zona Sanitas, zona malului Cernei. Malul Cernei, exact. Da, sunt proiecte finanțate la care lucrările vor începe cât de curând. Așa cum vă spuneam, un exercițiu de imaginație de 10 ori ce este momentul de față. Tendința, din punctul meu, din punctul nostru de vedere, este foarte bună. Trendul în oraș este foarte bun. Adevărul este, cred eu, sau secretul a fost, fiindcă actuala administrație a crezut în fondurile europene, în proiectele europene și nu doar, și în proiectele guvernamentale, în PNDL a accesat, au scris proiecte, primarul a biciuit în sensul bun echipa din primărie, au scris proiecte, le-au câștigat, s-au finanțat, au venit bani. Și astfel a putut să dezvolte orașul, din taxe și impozite nu se putea face acest lucru. 72 de milioane de euro au venit. Eu mai am un vis. Anul trecut, președintele Ungariei și cu președintele Serbiei au fost invitați la inaugurarea statuii Iancu de Hunedoara. Orașul nostru este legat de Iancu de Hunedoara. Și la Zemuni au făcut o statuie care este un chici, un arlechin au făcut, de fapt. Bătălia mare, așa acum cum vorbește artistul. Păi da, normal. Așa. Și bătălie mare, nu cred că va fi bătălie mare, dar așa cum aveți aici Decebal pe cal și nu prea are legătură cu Deva.
să fim serioși. Aici, în Hunedoara, la noi, are legătură mare de tot. Iancu de Hunedoara, cu castelul, și zbaterea este să avem o statuie. Paralel cu asta o să facem și tabere de sculptură, de pictură. Vorbesc pe partea artistică, pentru că vrem, nu vrem, partea sufletească, partea artistică. Domnul Budaie este cu Eu vreau ca cetățenii să și înțeleagă de ce dumneavoastră vorbiți pe partea artistică, că nu vă cunosc tot ce să vă rog să stați un pic mai drept, că ieșiți din cadru. Și atunci, am să vă întreb câteva lucruri pentru ca oamenii să-și dea seama cu adevărat cine este domnul Gherghina și am să vă întreb așa. Am înțeles că l-ați cunoscut pe Arsenie Boca. Da. Puteți să-mi povestiți? Povestea începe cam în felul următor. Lucram la proiectări aici la DEVA și fiindcă n-am fost niciun membru, nu pomenim, nici sindicalist, n-am fost nimic, am fost un pic ostracizat. Și m-am supărat pe data de 11 septembrie 1986 și am plecat la Ghelari. Ce faceți? Ce? Să termin pictura pornită de domnul Nițulescu, să încep consolidare, să încep lucrări la Ghelari, să încep restaurarea bisericii vechi de la Ghelari și să lucrez alături de marele preot Florea Nerva, care era duhovnicul părintelui Boca Arsenie. Așa l-am cunoscut acolo, pe Boca Arsenie, în 1987 și 87, 88, 89 ne-am întâlnit cu el acolo, care venea, să zicem, să se spovedească la părintele Florea Nerva. În paralel mă duceam la prislop, am învățat niște măicuțe să picteze icoane pe sticlă și am început proiectarea unei clădiri împreună cu părintele Boca Arsenie și capitelele toate le făceam și dânsul venea în atelierul meu, aveam un atelier și de sculptură atunci, și corecta. A fost un om deosebit. Deci, dar v-a bătut Arsenie Boca? Nu, mi-a dat de trei ori câte doi pumni în cap. În adică? Vorbesc serios acum. Dacă vă spun, da, pentru că i-am spus, părinte, nu știu rugăciuni decât Tatăl nostru. Așa. Și îngerașul meu. Păi, și părintele Boca Arsenie a zis, nu ai nevoie de rugăciuni, tu fă fapte bune. Și pe mine m-a modificat un... Și corecția aia fizică pentru ce a fost? Pentru că la el un pumn în cap însemna așa o lovitură undeva de sus, nu spunem de unde. Aha. E secret. Secret tactic. Deci venea de sus pumnul ăla. Și adevărul este că eu pot să spun așa, bun, Dumnezeu iubește pe toată lumea. Și eu zic că Dumnezeu m-a iubit toată viața. Și când am avut cele mai grele, am trecut prin perioade foarte grele, mi-am pierdut tot. Și Dumnezeu m-a ajutat și mi-a dat putere. Și acum, am o anumită vârstă, muncesc de dimineață până seara, ajung la 12-14 ore pe zi să muncesc. Când mai am timp și pictez, normal, predau cursuri, coordonez proiectare, coordonez construcții. M-am implicat acum și în proiectele domnului Bobăuțanu și v-am spus încă o dată, m-am implicat cu dânsul de la pietonală și l-am admirat pentru muncă și pentru mine acum. Deci eu poate nu știu câți hunedoreni văd, dar este onoare să stau în studio cu dumneavoastră, dar păi cu domnul Radu Budaie. E onoare, domnul Budaie. Pe cuvântul meu. Vă mulțumesc frumos. Deci, nu am auzit pe cineva vorbind în Hunedoara de Radu Budaie de ceva rău. Și toată lumea e mulțumită că spitalul merge. Chit că nu ne bucurăm noi foarte mult să ajungem la spital și sare și ajută lumea. De telefon, eu cu el am venit în mașină și suna, băi, trebuie să faci analize, dă sfaturi, e permisibil. Nu? Eu am cunoscut directorul de spital. Și eu am cunoscut foarte mulți, dar... Din aia care sunt țâvnoși, morocănoși. Ei le știu pe toate. Eu am prins momente cu domnul Budaie, pentru că am mai făcut emisiuni cu domnia sa, în care spunea, stai că trebuie să întreb pe nu știu cine, stai să văd ce părere are. A fost o chestie de șansă. Da. Șansa de întâlnire. Dar nu vă gândiam, să știți. A fost o chestie de șansă și eu vă spun adevărul golgoluț. A fost o chestie de șansă. Am venit în sistemul medical acum aproape 4 ani de zile dintr-un domeniu cu totul diferit.
Dar am avut șansa să întâlnesc un colectiv de excepție în spitalul, colectiv medical și nemedical în spitalul municipal, începând de la medici, TESA, corpul asistentelor, infirmieri, toată lumea. Și niște oameni care în momentele grele au strâns rândurile. S-a văzut. Asta nu trebuie să mai spune nimeni. Iar un medic cu foarte multă experiență, drag mie din spital, care acum este spre vârsta pensionării, mi-a spus la un moment dat, la începuturile mele, când am venit în spital, zice, domnul manager, să știți că medicina se face cu sufletul. Și da, are dreptate. Și aveți sufletul. Da, așa este. Eu mărturisesc și repet, e prima emisiune în care fac chestia asta, dar nu am niciun motiv să nu fac, oricum e de promovare electorală. Deci dacă dumneavoastră, dacă aș putea și ar trebui să merg la o altă televiziune în calitate de susținător pentru consilier local, eu aș merge pentru dumneavoastră să vă susțin la consiliul local, sincer. Și dacă aș fi, nu știu, proaspăt numit manager de spital pe undeva, aș pune una pe telefon și v-aș suna și v-aș întreba, băi, tu cum ai făcut acolo? Zi-mi și mie. Vă mulțumesc mult și dacă tot ați început pe, sau ați spus lucrul ăsta, aș vrea să fac, aș numi o translație de încredere și eu mai departe. Da, conduc un spital care s-a descurcat bine. Bine, foarte bine, spune multă lume. Aceeași încredere pe care dumneavoastră mi-ați acordat-o mie, dați-mi voie și permiteți-mi să o acord eu mai departe primarului meu, primarului în funcție, Dan Bobăuțanu. Rar mi s-a întâmplat să văd oameni cu atât de multă capacitate de muncă. Pe lângă un om care merge la 7 în primărie și de multe ori îl sunam cu probleme, mai ales că acum spitalul a fost în centrul atenției, îl sunam la 7, la 8 seara, eram în primărie. Mă duceam în primărie, era conjurat de acte, de hârtii, semna corespondență. O putere de muncă foarte, foarte mare. Această putere de muncă dublată și de o implicare sentimentală. De multe ori domnul primar este modest, dar să știți că are așa niște ambiții pentru Hunedoara pe care eu le apreciez sincer. Încearcă și nu totdeauna o spune să facă din Hunedoara, din orașul Hunedoara, centru sau polul de interes al județului. Și pentru asta a făcut o serie de lucruri frumoase și, așa cum spuneam, o să facem și altele, înzecit. A făcut pietonala, care cred că este zona de promenadă, mai ales pentru tineret, este unică în județ. Nu știu să mai fie în alt oraș ceva similar în județul nostru. Dacă vorbim despre educație, creșe, grădinițe, școli reabilitate, foarte, foarte multe. Până la urmă, calitatea vieții într-un oraș sau în calitatea vieții într-un oraș sunt niște parametri foarte importanți. Dintre acești parametri sunt sănătatea și educația. Dacă despre sănătate am tot vorbit și ce s-a făcut, nu are rost să mai subliniem. Pentru viitor avem o sumă de planuri ambițioase. Să reabilităm urgența, să învelopăm spitalul termic, să reabilităm policlinica, să aducem un aparat RMN. Avem planuri foarte ambițioase. Să știți că și în educație s-au făcut foarte, foarte multe lucruri în oraș, s-au mișcat lucrurile, sunt școli, cum vă spuneam, grădinițe, reabilitate, creșe construită de la zero, sunt foarte, foarte multe lucruri care au adus plus valoare în domeniul educației. Până la urmă, cred că în anul 2020, așa cum spuneam, calitatea vieții este dată de niște parametri simpli. Un sistem de sănătate cât mai bun în orașul tău, o școală bună pentru copii, eventual cultură sau foarte multe acte de cultură care se pot petrece în orașul tău. Iată că după foarte mulți ani de chin în care, fiind în echipa domnului primar, am văzut zbaterea pe care au avut-o pentru a obține deblocarea situației cu Casa de Cultură. Într-adevăr, Casa de Cultură este foarte important să funcționeze la parametri. Acolo pot să vină trupe de teatru, pot să fie, să fie organizate spectacole. Cred că fiecare hunedorean își dorește lucrul ăsta. Nu mai contează, dar a fost foarte mulți ani de zile, a fost o situație blocată acolo. Domnul primar a pus presiune în sensul pozitiv pe Consiliul Județean în toți anii de mandat de a încerca să găsească soluții pentru a debloca. Ia că în ultimul an de mandat a reușit, lucrurile au început. Sunt pornite deja. Și ce a fost interesant, că dânsul m-a chemat, haide să vedem Casa de Cultură. Că ne-am băgat toate buncărele. Și pe dedesubt, și pe deasupra. Puțin știu că dedesubtul Casei de Cultură există adăpost. Un vechi adăpost antierian. Da.
Am fost împreună cu dânsul. Dar să nu uităm că vorbim despre municipiul Hunedoara. Și municipiul Hunedoara, așa cum spuneați și dumneavoastră mai adineori, este centrat pe imaginea castelului și pe castel în sine. Clar, în viitor, și tendința asta este, eu vă spun din culise, să spun așa, este de a aduce cât mai mulți turiști la castel, dar nu doar de a aduce să fie turist de o zi, să vină să vadă castelul, să eventual să plece și să se cazeze la Sibiu sau la Alba. Ideea este de a-i ține în oraș o zi, două. Atunci toate afacerile din jur, că înseamnă afaceri de cazare, că înseamnă restaurante, absolut orice, tot ce poate fi conex cu această idee ar avea de câștigare. Și poate și o amenajare a centrului vechi și toate astea. Asta deja este deja finanțată. Da. Însă ce am văzut acum, ne-am discutat zile trecute cu echipa de campanie, o să fie o întâlnire cu mari tur operatori. O să organizăm o întâlnire cu tur operatorii mari, cu agențiile mari de turism din țară, tocmai a invita la Hunedoara să vină la noi și să includă Hunedoara în circuite. Asta este o soluție isteață de a pune Hunedoara la modul real pe harta turismului din România. Și da, sunt convins că echipa noastră de consilier local, primarul Dan Bobouțanu, sunt convins că va fi primar și după 27 septembrie, sunt convins că va face lucrurile în sensul ăsta. Da. Domnul Adiu, eu vă admir studioul, sunt prima dată, dar eu vă spun foarte serios. Cred că aveți cea mai serioasă echipă de candidați care a intrat în studioul dumneavoastră. În momentul ăsta vă referiți la dumneavoastră sau la... Da, dumneavoastră sunteți doi, dar e reprezentat și pe ceilalți, da? Este logic, cea mai serioasă echipă. Și așa consider, adică e o vorbă românească, bă, nu suntem papagali. Nu putem să vorbim promisiuni. În spatele acestor 4 ani au fost fapte, au fost prima dată niște programe. De cum e ușor a scrie versuri? Doamne, nu? Da, bineînțeles. Așa. Și cum am spus, eu îndemn oamenii să meargă la vot, punctul 1, și să gândească înainte. Eu nu știu dacă domnul Budaie are oameni care l-au dușmănit, sau eu, în Hunedoara. Păi dacă era Radu Budaie, nu știu dacă ar putea ceva să dușmănească. Cine poate? Sau eu dacă... E adevărat că există echipe de alegători, de votanți, care se duc din dragoste pentru cineva, din obligații pentru cineva. Dar eu dacă... Adică, nu știu, vorbim de Budaie, uite, îi facem icoană lui Budaie acum. Ia cadru pe Budaie, vă rog, dacă se poate. Uitați-vă și noastră, mea. Uitați-vă, să vă vadă fața, un om jovial, un om bun. Adică de ce te-ar duce? Aveți vreo... V-am jurat vreodată careva? Nu cred, nici nu cred să am dușmani, dar haideți să revenim la lucruri serioase. Și păi nu, că e foarte serioasă. Adică vă mulțumesc mult pentru complimente, dar chiar așa, la un lucru serios, ne spuneați de echipa noastră de Consiliu Local. Este o echipă făcută din oameni, în primul rând oameni de calitate, fiecare profesionist în domeniul lui, și n-o să fac nicio nominalizare, fiindcă aș rata un coleg și aș fi total nedrept. Sunt mulți aici, dar aș vrea să vorbesc despre un om de pe lista de Consiliu Local, care de data asta este puțin mai în spate. Dacă despre domnul primar Dan Bobouțanu am vorbit la superlativ și pe merit, să știți că domnul primar are sau a avut în mandatul ăsta și un viceprimar, Ramona Todor. Din fericire, am cunoscut-o și am lucrat mult și cu dânsa. Este un om, să știți, l-a suplinit pe primar cu brio. Este un om, este o doamnă căreia nu-i place să iasă în față, nu-i place să vină în fața camerei, da, de la vedere, nu dă declarații. În schimb, este un om foarte, foarte bine pregătit profesional, este un om care citește, este un om care cunoaște legislație, este un om care cunoaște administrație publică, este un om care a rezolvat foarte, foarte multe probleme și a fost un real sprijin în cei 4 ani care au trecut. Eu nu pot decât să-i mulțumesc, fiindcă am simțit, eu ca manager de spital, în momentul în care primarul în funcție nu era, am simțit un real sprijin din partea dumneavoastră viceprimar și îi mulțumesc. Mă uit așa la dumneavoastră, la echipa dumneavoastră și la almanacul ăsta. Domnilor,
Eu nu știu ce să zic. Și nu știu cum e electoratul din municipiul Hunedoara. Dar eu în locul dumneavoastră, pe cuvântul meu, eu plecam în concediu, nici campanie electorală nu mai făceam. Nu, nu cred că asta este abordarea corectă. Cel puțin, cel puțin este adevărat, așa credem și noi. Că adică pentru, un om care stă, gândește, vede în stânga, în dreapta... Așa credem și noi, echipa de consilieri și primarul nostru, că până la urmă faptele trebuie să vorbească pentru noi și le lăsăm să vorbească. Corect. În schimb, există un motiv, din punctul meu de vedere, și aici vorbesc în nume personal, pentru care este foarte important să te întâlnești cu alegători. Este dovada de minim respect să mergi, să te întâlnești, să le mulțumești pentru votul pe care ți-l vor da. Și să explicăm că au fost, uitați-vă pe prima pagină, 223 de proiecte care s-au derulat și se... Mi se pare foarte mult, într-un 4 ani de zile, 223 de proiecte. Nici nu îndrăznesc să spun suma în euro, că s-ar putea să greșesc. Da, eu s-ar putea să greșesc dacă citesc în lei, dar arbitrea în euro. Bun. Orice deschid, absolut orice deschid, sunt lucruri adevărate. Deci, da, în spatele lor este foarte multă muncă, așa cum spuneam. Echipa de la... Și tona de hârtie, probabil. Echipa din primărie, condusă de domnul primar, așa cum vă spuneam, au avut ore, zile prelungite de muncă. Tot ce s-a făcut acolo s-a făcut ca urmare a eforturilor lor. Cred că sunt de admirat. Deci, știți ce... Păcat că nu votez în Hunedoara, sincer. Ați votat cu noi? Dom'le, da. De data asta pot să spun, da, aș vota cu dumneavoastră. Cu echipa asta și cu primarul Bobulțanu. Și eu cred, și pot să spun lucrul ăsta, că suntem într-o emisiune de promovare electorală, că primarul Bobulțanu va câștiga detașat alegerile în municipiul Hunedoara și, de asemenea, cred, e părerea mea, că va avea o majoritate foarte bună în Consiliul Local, lucru de care are nevoie. Este foarte important și vreau să subliniez și eu lucrul pe care l-a spus și rog cetățenii Hunedoarei, în momentul în care acordă votul domnului primar Dan Bobulțanu, să investească cu încredere și echipa noastră de consilier local. Neapărat nevoie. Adică dacă nu faci nimic fără un primar în funcție, are nevoie de un consiliu care să-i valideze proiectele. Cu tot felul de neaveniți, că există și din ăștia prin consiliile locale care nu fac altceva decât să spună bețeloate proiectele. A blocat proiecte pentru o comunitate doar de dragul de a face, de a face antijoc nu este o soluție constructivă. De asta nu este, dar se poate întâmpla. Păi, domnul Adi, vă spun acum, adică nu e, bun, aici nu este de competența Consiliului, pentru că Consiliul, de exemplu, a mers înainte, a votat și a mers mai departe acest proiect. A muta reareul la Hunedoara. Niște condiții, dar așa cum a spus domnul Budaie, condiții pe care noi nu le criticăm sau nu le încărcăm, de exemplu, negativ în spatele unor personaje, acest reareu nu se mai face la Hunedoara, dar nu se poate face niciundeva. Deci toată lumea suportă niște consecințe care sunt destul de grave. Noi la Hunedoara am avut cei 10.000 de metri pătrați, am investit să ridicăm topul, să ducem gaz, să ducem o grămadă de investiții. Da. Deci, și care era spre binele Hunedoarei. Și cu scrisoarea de intenție. Cu tot. Și vine cineva și se opune. Deci, domnule, este ilogic, domnul Adi. De exemplu, să zicem că eu nu sunt PSD-ist, eu nu sunt votant PSD-ist, sunt votant de o altă culoare. Și la un dat văd niște realități. Văd că ce s-a făcut, s-a făcut bine, că intențiile sunt iarăși bune, că s-a întâmplat chestia asta chiar cu o chestie mică. Chiar că erau 35-40 de locuri de muncă, dar venea ăla din Petroșan, venea ăla din Deva, deja se dezvoltau niște chestii pe orizontală alături de acest reareu. Eu-s votant. Păi aș fi prost să votez altceva decât PSD. N-aș putea vota cu cei care s-au opus reareului. Nu știu. Bun. Înțelegeți de poate unde bați, și de investiție și de... Da. Vreau să o dăm iar un pic pe glumă, dar e o glumă cât se poate de reală și care e și prescrisă pe deasupra, că se leagă de ce spuneți dumneavoastră.
de felul în care unii blochează sau dau drumul anumitor investiții. Cum e, domnule, cu piciorul de porc, cu ministru, cu ministrii? A, era spadă. Și pentru ce? Mi-ați povestit că ați dat, în ce an se întâmplă asta? 1988. Așa. Ne puteți povesti, dar uitându-vă un pic la cameră, așa. Da. În perioada eram cu părintele Florea, deci, pentru că mine a fost tatăl spiritual acest om. Am stat cu el 6 ani de zile, am murit în brațele mele. La cameră, domnul Gheorghe, acolo. Să vă vadă oamenii. Da, să amintiri care sunt plăcute. Bun, partea de tineret nu prea cunoaște ce a însemnat Ghelariu. În perioada respectivă, Ghelariu era un pol cultural și pol, cum să vă spun, teologic, pentru că lumea se ducea. Era o laudă pentru cineva care era tânăr, căsătorit, chiar că dacă era fiul de securist sau membru de partid, mă duc și mă căsătoresc la la biserica, la catedrala din Ghelariu. Care a rămas un simbol. Simbol. Da, am și o poezie de Nichita Stănescu, care îl spune titanul din Ghelariu. Și în perioada respectivă, fiindcă mina a făcut niște lucrări care au afectat structura de rezistență a bisericii și întreg dealul, în 1977, prin demersurile părintelui Florea, prin zeci și zeci de drumuri și adrese și mii de adrese, am obținut niște bani semnați printr-un decret prezidențial semnat de Ceaușescu, 5.211.000 de lei pentru consolidarea bisericii din Ghelariu. Normal că nimeni n-a cerut protocol, să-i spunem așa. Dar avea părintele o vorbă, zice, toate eforturile trebuie decontate. Și ne duceam cu protocol de la biserică, cu un chil de țuică, cu un chil două de vin, toate erau la sticlă, că nu erau peturi atunci, cu un caș rotund de vreo 2-3 kg și cu câte un picior de porc. Și am ajuns la 4 ministere. Era domnul Radu Bălan, cu toată stima, mi-aduc aminte de dânsul, care era la CSP-ul. Așa. A fost Patriarhul României Teoctist, care avea rang de ministru, să știți. Eu, deci da, așa, da. Rang ce de i-ați ministru. Dat? Și, băi, nu așa era. Era nu zic, ce i-ați dat lui? Tot, nu lui personal. Erau la șofer, acolo, da. Un picior de porc, așa. Învelit în frunză. Cu atenție. Da, învelit în frunză de urzică, fiindcă era așa undeva spre primăvară, undeva așa, în mai, cam așa ceva era. Și protocolul ăsta, nu că s-a semnat mulțumit acestora, dar oamenii au primit. Păi nu, că așa acum mai e moda cu te duci cu viștii pe la București, pe la Oșu, dar nu, a fost o încântare, să știți, a fost o încântare să ducem, pentru că eram mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat. Dom'le, și la medic te duci chiar și un chil de cafea, da. Că bârfești după aceea, dar tot mai domnilor, dai. Domnilor, timpul trece foarte repede. Am ajuns la finalul emisiunii. Vreau să vă întreb foarte pe scurt și câte un minut maxim fiecare la cameră să ne mai spuneți odată de ce trebuie să voteze electoratul din municipiul Hunedoara cu dumneavoastră, cu PSD-ul, cu lista de consilier local PSD și cu primarul Băbuțanu. Din punctul meu de vedere, cetățenii Hunedoarei la cameră. E bine să le voteze cu primarul Dan Bobouțanu, cu lista noastră de consilieri locali. Această listă denotă seriozitate, denotă lucru bine făcut, experiența ultimilor 4 ani și lucrurile bune care le-am făcut în ultimii 4 ani de zile validează acest lucru. Votând cu primarul Dan Bobouțanu, cu noi, avem certitudinea că proiectele începute, multele proiecte începute pentru Hunedoara vor fi finalizate în următorul mandat. Și sunt convins că hunedorenii vor ști să aleagă. Da, da, mulțumim. Domnule Gheorghina, la cameră, vă rog. Ar trebui să repet. Privindu-i în ochi. Ar trebui să repet ce spune domnul Radu Budaien. Deci considerăm că repet ce a spus domnul Radu Budaien. Îi mulțumesc și domnului Adică ne-a chemat aici și ne-am făcut publicitate. A fost o plăcere și personală, să zicem, și că am făcut publicitate și acestui partid. Partidul Social Democrat, care este un partid, credeți-mă, de oameni serioși. Nu mai repet ce spune domnul Budaie, dar un om inteligent,
un om care vrea să gândească va vota cu noi. Trebuie să înțelegeți ceva, că data de 27 septembrie 2020 este o zi mare de tot. Cerchiz Aimatov a scris o carte, o zi mai lungă decât Veacu. Cine a citit-o să o citească. Asta este o zi din 27 exact de 1500 de zile. Cât au 4 ani de zile? Vreau să votați nu pentru o zi. Nu votați în ziua de 27 emotiv, emoțional, ci votați rațional pentru cei 4 ani de zile care vor veni. Suntem oameni serioși, asta garantat. Suntem oameni care vrem să muncim. Unii ne-au considerat bătrâni. Nu. Și noi ăștia, cu inteligența noastră, cu experiența noastră și cu ceea ce știm, vrem să decantăm vouă nedorenilor. Mergeți și votați-l pe domnul Dan Boboțanu și echipa. Votați-mă pe mine. Votați echipa. Votați pe domnul Rad Budaie. Votați exact poziția numărul 1 la toate fișele de votare. Mai trebuie să înțelegeți ceva, că trebuie să avem și susținere din partea superioară a noastră, respectiv Consiliul Județean și și președintele Consiliului Județean. Garantez seriozitatea și candidaților pentru Consiliul Județean și pentru președinția Consiliului Județean. Oameni care, în mod cert, dragi hunedoreni, ne vor susține, pentru că avem nevoie de susținere. Și, în primul rând, avem nevoie de votul dumneavoastră, de încrederea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Domnilor, vă mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes în alegeri. Vă mulțumesc! Stimați telespectatori, Radu Budaie, candidat, era să zic manager al spitalului, candidat din partea PSD pentru funcția de consilier local pentru municipiul Hunedoara. Și domnul Gherghina, candidat din partea PSD pentru același consiliu local al municipiului Hunedoara, au fost invitați în studioul nostru. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!